Și pentru că suntem la Universitatea de Arte și pentru că profesia mea este cea de actor, atunci m-am gândit că la acest tip foarte scurt și extrem de simplu, eu sunt, ar trebui să mă gândesc la un geniu al cinematografiei și al teatrului, celebrul Charles Chaplin, care la împlinirea vârstei de 60 de ani notifica în 14 puncte următoarele. În clipa în care am reușit să învăț, să mă iubesc cu adevărat, atunci mi-am dat seama că asta înseamnă încredere, înseamnă respect, înseamnă stimă de sine și înseamnă succes. Iată patru lucruri de care întotdeauna am spus că trebuie să le ating pas cu pas. Eu sunt. Foarte, foarte multă lume rostește aceste cuvinte aproape biblice, pentru că vă amintiți că până și în cartea lui Moise a fost întrebat: Doamne, cine ești? Tu cine ești cel care mă trimiți să vorbesc pentru a-mi elibera poporul? Eu sunt cel ce sunt. Și am încercat să îmi asum această identitate, dar să o asum asertiv, în așa fel încât să mă privesc pe mine însumi și să văd cine sunt de adevăratele. Mai tânăr fiind, înainte cu foarte, foarte mulți ani, aveam această extraordinară poftă de a schimba ceva în jurul meu. Și am zis, dar asta face parte dintr-un proces. Există acel cântar în care spui, da, acum am ajuns la un nivel de înțelepciune în care pot să elaborez o strategie în care să schimb ceva în jurul meu. Anii au trecut și am devenit mai înțelept, mă gândesc eu. Pentru că am început să schimb în mine ceva. Și atunci, vorba lui Creangă care spunea, privindu-se în oglindă, Doamne, când mă văd cât sunt de prost, nu vine să mă sinucid. Dar dacă mă uit în jurul meu, atunci parcă-mi revin. Și atunci am început de la primul punct, imaginea. Dumneavoastră v-ați privit în oglindă? În oglinda sufletului, oameni. Lăsați oglinda aceea după care mergem și ne cosmetizăm cât mai frumos în așa fel încât doamnele excelează cu toate aceste lucruri pentru ca să ne facă pe noi bărbații să ne răstare câte un bucui când în fiecare stâlp, uitându-ne după el. Și atunci am încercat să mă privesc în mine însumi. Cine sunt eu? Și am dezvoltat încetul cu încetul acel curaj al luptei. Acel curaj care te face să mergi împotriva curentului. Împotriva tuturor acelor care îți spun nu. Ba da, eu spun da. Și a trebuit să lupt. Cine a fost primul meu dușman? Eu. Eu însumi. Pentru că eu încă nu aveam încredere în mine. Imaginea mea. În propria mea conștiință încă nu era foarte clară, încă era tulbure. Și încă era datoare acelei imagini pe care alții au zugrăvit-o. Fiecare după principiile, concepțiile, talentul, modul de a mă privi și prisma prin care ei mă considerau că sunt. Și din păcate am trăit o anumită perioadă cu această imagine pe care mi-o creau alții. Mi-am dorit foarte mult să am fire de păr alb. Acum nu le mai doresc, că le am. A început schimbarea. Acum nu știu câți ani, parcă aveam cu vreo 40 de kilograme mai puțin. Și tot atâția ani mai puțin decât acum. Iată una dintre marile schimbări. Ceea ce n-am reușit să schimb niciodată este cantitatea pigmentului de melanină. Dar am constatat că până și asta e un lucru extraordinar, pentru că vis-a-vis de cei care
au această cantitate în minus, ei reușesc foarte repede. La mine nu se trebuie. Ei, și așa, începe cu începe, am început să dezvolt această abilitate de a mă cunoaște introspectiv și să-mi asum asertiv acea identitate care coexistă cu mine și există cu mine, încercând să o dezvolt și să fac din ea ceea ce alții nu prea vor. Și atunci mi-au venit în minte niște cuvinte înțelepte și absolut celebre, care spune așa: ei mă urăsc pentru că nu sunt ca ei, iar eu îi iubesc tocmai pentru că nu sunt ca ei. Și am început lupta împotriva mea. Am început să mă schimb. Titlul Sămânța Schimbării. În mine a trebuit să pun această sămânță pentru ca ea să sară, să mă înțeleg pe mine însumi, pentru că dacă mă înțeleg pe mine însumi, atunci pot emite pretenția de a-l înțelege și pe celălalt de lângă mine. Altfel nu pot comunica. Pentru că altfel vorbim, dar nu comunicăm. Sau vorba lui Tapija spunea: din ce în ce mai puțini oameni vorbesc românește. Adică din ce în ce mai puțini oameni pot să comunice între ei. Trebuie să te privești pe tine. Și privindu-mă, am început să dezvolt în mine această calitate, încercând să învăț de la unul, de la celălalt și foarte multe din greșeli. Pentru că din greșeli ai posibilitatea de a învăța foarte mult. Modul în care te prezinți, modul în care vorbești, modul în care privești lumea, modul în care te adresezi, modul în care te îmbraci, felul în care te prezinți și mai ales modul în care îți asumi identitatea. Și nu vorbesc numai de identitatea aceea cu care nu e nicio chestie care provine de la tine, acea identitate cu care te-ai născut. Nu. Ci un alt tip de identitate. O identitate asertivă care îți conferă curajul de a lupta, de a merge înainte. De a spune, da, eu pot. Chiar dacă toată lumea spune că nu se poate. Dar poți. Și atunci a trebuit să demonstrezi fiecărui în parte și mai ales ție însuți că poți. A început să vină primul succes. Și se spune, da, dar fiecare se culcă pe succes. Laurii sunt extraordinari. Să fii ridicat pe socul, pentru că lumea te aplaudă. Ești premiat, ești adorat, devii un model. Și m-am gândit, Doamne Dumnezeu, v-ați uitat vreodată la statui? Într-un celebru roman al lui Sankievici spune, statuile nu plâng niciodată. Ba da, ba da, ba da. Gândiți-vă că au privilegiul ca columbei și câini să se folosească de statui. Asta e compromisul oricărui om care e pe un socru. Sau oare știți că cel care e pe socru trebuie să se censureze de fiecare dată? Cu ceea ce dumneavoastră vă este permis, lui nu e. Nu e permis. Pentru că el nu are decât doi ochi. Și e privire de sute de ochi, care fiecare îl caracterizează, fiecare îl judecă. Și atunci am spus, da, Machiavelli avea dreptate, eu nu sunt ceea ce par a fi. Și lumea m-a întrebat, adică cum nu ești ceea ce par a fi? Da, pentru că mă priviți, foarte mulți vin și îmi acordă foarte multe judecăți de valoare cu argumente emoționale. Trebuie să depășesc toate lucrurile astea. Pentru că eu sunt cel care pot și trebuie, asta este un citat al lui Einstein, eu sunt cel care trebuie să mă perfecționez în fiecare clipă, fără să ajung vreodată la capăt. Și a trebuit să lupt. Și apoi, da, mă mai uit la ceas din când în când, pentru că mi s-a spus că nu am dreptul decât la 15, maxim 18 minute.
poți să îți pui o întreagă viață, cum poți să explici unui public onorant și onorabil ce înseamnă performanța, succesul în 18 minute, decât rostind simplu, eu sunt. Și cât de complicată e simplitatea. Pentru că au trecut ani și unii au încercat să mă transforme în model. Și atunci am spus, da, e confortabilă imaginea. E foarte frumos să știi că cineva te consideră că ești un model demn de urmat. Demn de urmat în sensul în care, oricât de multe piedici ți se pun în cale, trebuie să răzbați. Ești un model pentru toți cei care spun nu se poate. Ești un model pentru toți cei care spun eu am limitele mele. Ești un model pentru toți cei care te privesc și spun nu se poate, da. Sau se poate? Și atunci le-am spus să fiecăruia în parte, Camus avea un citat celebru, omul este singura ființă care refuză să fie ceea ce este. Iar eu luptam împotriva acestui citat, amintindu-mi de un altul, al lui Ralph Emerson, care spunea să fii tu însuți într-o lume în care fiecare dorește să te facă a fi altcineva, este cea mai mare realizare. Câți avem acest privilegiu extraordinar de a fi ceea ce suntem. Și nu imaginea proiectată a celuilalt care te zugrăvește conform abilităților cu care ține penelul în mână. Este extraordinar să știi că ești unic. Odată cineva m-a întrebat, cine ești tu, Rudi Moca? Și am spus, sunt o minune. S-a uitat la mine și a spus, săracul îi patinează sinapsele. Și mă gândeam acum, oare să-l încătinesc? Nu, e mai bine să-i explic. Și am spus, dacă 100, așa cum ești tu, ajunge în poziția în care ești, e o statistică. Dacă unul singur dintre cei cum sunt eu ajunge unde sunt, e o minune. Deci se poate. Aveți acest curaj de a potrivi imaginea și de a căpăta încredere în dumneavoastră înșivă. A avea încredere înseamnă curajul de a lupta. Curajul de a pătrunde, curajul de a penetra și a demonstra perfectibilitatea speciei umane. Este o noblețe să gândești așa. Și de aici să dezvolți în tine stima de sine. Nu acea stimă de sine care cade în cealaltă latură a narcisismului sau mai grav, așa cum era pe vremea când eu eram tânăr aspirant la acest concept, eu sunt cultul personalității. Nu. Stima de sine care îți oferă încredere, curaj, potență, perfectibilitate și mai ales dorința de a putea să stai în fața oamenilor, să-i privești în ochi și să le spui simplu, eu sunt. Fără să le mai pui întrebarea, pentru că și-o pun ei atunci când te aud și te văd. Ce l-a făcut pe el să ajungă acolo? Care este secretul succesului și performanței? În fiecare dintre dumneavoastră există acest secret. Există această sămânță. Nimeni din afară nu o să vină cu stropitoarea să verse acea picătură de noblețe și verticalitate umană, să facă să îngolțească sămânța și să vă facă pe dumneavoastră să vă simțiți nobili în această asecțiune asertivă a autodefinirii dumneavoastră cu mândrie și cu demnitate. Eu sunt.
mentală din dumneavoastră înșine. Nu voiam să fie o liniște atât de profundă în sală, pentru că actorii de obicei, atunci când își spun monologul în fața unui public, produc rumoare, zâmbete și uneori, dacă bunăvoința lor permite, și aplauze. Dar sunt momente în care actorul trebuie să se dezbrace de mască, să se prezinte publicului așa cum nu îl cunoaște publicul, așa cum el nu are o asemenea aparatură cu care trebuie să vorbească, pentru că tehnica este extraordinară, dar atunci când vorbești din suflet, atunci când acel efect al sentimentelor inundă și trece dincolo de scenă, când tot ceea ce înseamnă legătura dintre mine și dumneavoastră devine noblețe umană, atunci nu mai am nevoie decât să vă spun, oameni buni, vă mulțumesc pentru curajul de a mă asculta și fiți dumneavoastră înșivă. Mulțumesc!